Bine ați venit la Camele în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi o să facem un tort cu fistic și cu puțină ciocolată, cu frișcă. Acestea sunt ingredientele pentru blat, pentru cremă, frișcă, ciocolata și puțin fistic ca să decorăm. O să avem nevoie de ingredientele pentru blat și o să avem nevoie de 3 ouă. O să avem nevoie de 95 de grame de zahăr. Deci aici avem zahărul. 3 ouă. Apoi un praf de sare. 8 grame de praf de copt. 90 de ulei și 100 de făină. Și o să mai avem nevoie de puțin ulei și de făină ca să tăpetăm tava noastră. Și o voi face în această tavă. În această tavă voi face, că voi face doar un singur strat, deci blatul cu ciocolata și apoi cu cremă. O să fac așa un turlet în această tavă. Așa. Și după ce facem blatul, o să începem și cu crema. Și o să avem nevoie pentru cremă de 2 ouă. Aici am 300 de lapte, apoi 100 de zahăr, 60 de amidon, 100 de fistic măcinat. Așa. Și o să facem crema de patiserie cu gust de fistic pe foc. Apoi o să adăugăm, când se răcește, o să adăugăm frișca bătută. Eu aici am circa 400, dar o să punem cât avem nevoie, 200-250. Și peste blat, după ce îl însiropăm, o să punem, aici am 100 de frișcă cu 50 de ciocolată. O să o topim și o să punem peste blat. Și apoi o să decorăm cu puțin fistic. Așa. Și o să începem cu blatul și cât blatul o să se odihnească puțin înainte de a-l pune în tavă, o să începem și crema. Deci le lucrăm așa pe rând și vom amesteca pur și simplu toate ingredientele într-un bol. Un tel. Blatul nostru. Și cum v-am spus, eu de multe ori pun ouăle, pun zahărul, pun sarea, pun uleiul și indiferent dacă punem făină sau ouăle înainte, rezultatul este același. Cu drag, Vicky, rezultatul este același. Chiar dacă punem mai întâi la această rețetă și putem pune făina cu tot și amestecăm, important să fie zahărul topit bine, bine, bine. Și o să începem cu făina și punem făina. Punem ouăle, punem uleiul, puteți adăuga și puțin aromă dacă doriți, vanilie sau rom, așa, punem un praf de sare, punem zahărul, așa. Și praful de copt o să-l punem puțin mai la urmă și amestecăm bine, 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 bine să se topească zahărul. Așa. Să știți că este foarte bun acest blat, să-l încercați, cine nu l-a încercat încă, și se face și ușor și repede. Așa. Și amestecăm. Și am să dau deoparte până se topește bine zahărul. Cine dorește poate folosi și un mixer. Așa. Și încercați cu degețelul. Încercați să vedeți dacă se simte zahărul. Zahărul trebuie să fie topit complet. Așa. Și facem blatul nostru. Și amestecăm, așa, și am să-l dau puțin deoparte, să se topească zahărul. Și dau și praful de copt și îl punem deoparte. Și începem să facem crema.
Așa, și le facem așa pe rând. Să dau deoparte. Și acum, pentru crema noastră, avem nevoie de lapte. O să începem să o facem pe foc. Deci am 300 de lapte, 100 de fistic, 2 ouă, 60 de amidon. Așa. Și am să pun și un prăfușor de sare și zahăr, 100 de zahăr. Așa, să nu le amestec pe toate. Așa. Și într-o tigăiță o să punem laptele. Așa, să pun, să nu fac pozne. Punem tot laptele aici în tigăiță. Cu zahărul. Eu am să pun și un praf de sare. Dăm de parte așa. Adăugăm și ouăle. Și fisticul. Și amidonul. Și amestecăm așa bine. Și apoi punem pe foc. Vedeți? Amestecăm așa bine, bine, bine totul. Mai întâi batem bine totul și după aceea punem pe foc. Eu mi-am pus un vas la frigider să fie rece ca să batem frișca. Eu astăzi folosesc frișcă îndulcită. Este frișcă vegetală. Noi o folosim pentru problemele noastre, dar puteți folosi frișcă lichidă proaspătă și adăugați zahăr pudră și gustați. Gustați, adăugați 100, 70, 80, depinde cât de dulce o doriți frișca. Având în vedere că și în cremă avem zahăr. Așa. Amestecăm așa bine. Și între timp mai amestecăm și în, și în blatul nostru. Așa, încă se simte zahărul. Și amestecăm așa bine. Și la urmă adăugăm praful de copt. Așa, și cât se face crema pe foc, mai bine se topește și zahăr în interior. Așa. Mai dau deoparte blatul nostru, îl punem așa într-o parte și amestecăm aici bine. Și o să punem pe foc. Aici am forma pentru blat. O să pun pe foc. La foc potrivit am să deschid și cuptorul. Așa. Circa 180 de grade. Și l-am deschis și sus și jos aici la cuptor și o să ungem acum cu ulei forma noastră și o să o tapetăm cu făină. Așa, o ungem așa peste tot. Când cuptorul este cald și zahărul topit, o să punem în formă și dăm la cuptor. Și ar trebui să stea circa 20 de minute, dar noi o să încercăm cu scobitoare să vedem când este gata.
Așa, ungem așa peste tot. Ia să amestecăm și în cremă. Și amestecăm în cremă până se îngroașă. E de preferat de amestecat continuu, de stat lângă cremă, să nu facem scrob în interior. Așa. Am uns bine și acum o să punem făină peste. Amestecăm acum și punem făină așa peste tot. Să pun un șervețel, să curgă pe șervețel. Deci amestecăm așa în crema noastră până se îngroașă. O mai lăsăm așa pe foc să se facă groasă, groasă, groasă. La foc potrivit. Și acum să amestecăm în blatul nostru. Nostru să vedem dacă s-a topit zahărul. Așa, nu se mai simte. Foarte puțin, foarte puțin. Amestecăm încă puțin și punem și praful de copt. Punem și praful de copt și amestecăm bine. Eu le fac în același timp și crema și blatul. Să încercați fursecurile de ieri, să știți că au ieșit bune, 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 bune cu mentă, cu mentă proaspătă, delicioase. Așa, apoi facem și sărățelele cu brânzică. Eu am să pun parmezan de oaie, dar puteți pune și brânză de oaie și brânză de burduf în interior. Începe să se îngroașe încet, încet, încet. Așa, lăsăm așa pe foc. Și amestecăm aici și în momentul când zahărul, nu mai simțiți zahărul, atunci punem în forma noastră. Îl amestecăm așa, vedeți cât este de fină? Ia uitați. Crema o lăsați la foc mic, la foc micuț, să nu se ardă și amestecați continuu. Bună ziua, Vasi!
Bună ziua, bine ai venit și bine ați venit tuturor. Așa. Puteți face și într-un blat de tort de 18 de diametru. Dacă doriți să-l faceți în straturi, eu vreau să fac doar un singur strat de blat, apoi pun un fel de ganaj de ciocolată și crema cu fistic. Încă puțin și este gata. Și amestecăm. Acum, mi se pare că nu se mai simte. Încercăm cu degetul și dacă nu se mai simte zahărul, este gata. O putem pune în tavă și o dăm la cuptor. Bună ziua, Sidonia! Astăzi fac un tort, că mâine am musafiri. Ieri am făcut fursecuri, nuci. Și astăzi fac un tort cu fistic și sărățele. Așa, începe să se îngroașă. Vedeți, crema este aici pe foc. Se îngroașă încet, încet. O lăsăm să se facă la foc mic. Și acum am pus și am făcut compoziția pentru blat. Zahărul nu se mai simte și o putem pune în forma noastră. Și cuptorul. E bun, 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 Sidonia. Am deschis și cuptorul la 180 de grade și eu l-am pus de data aceasta și sus și jos la cuptor și îl lăsăm circa 20 de minute. Așa, ia să mai învârtă crema și după aceea turnăm. Așa. Începe să se îngroașă, încet, încet. Trebuie să aveți răbdare, răbdare. Și dacă e posibil să le faceți, nu ca mine, faceți una câte una. Așa, și mai întâi faceți crema, după aceea faceți blatul. Așa, și mai lăsăm pe foc. La foc mic. Și acum turnăm. Și îl dăm la cuptor. Vedeți? Ia uitați. Așa. Și dăm la cuptor. Cred că mai puțin de 20 de minute o să stea, că este subțire, subțire, subțire. Așa, ne uităm și la ceas. Este fără 10. Așa. Aici avem crema. Am pregătit aici un vas unde o să o punem și o să punem cu o foaie transparentă deasupra. Așa. O să batem și frișca. Așa. Și o să punem la încălzit și frișca care o să o punem peste blat. O să facem și un sirop cu apă, cu zahăr și cu puțin rom sau cu puțină vanilie. Începe să se îngroașe încet, încet. Așa. Trebuie să avem răbdare că focul este micuț. Așa. Am să încălzesc la microunde această frișcă. Aici am 100 de frișcă și 50 de ciocolată. Și o să topim ciocolata în frișcă ca să o punem peste blat după ce când începem să-l umplem. Așa.
amestecăm puțin. Încălzim bine și punem ciocolata în interior. Așteptăm să se încălzească. Avem grijă și de cremă, să nu o ardem. Așa, încă puțin mai trebuie. Vedeți? Încă mai trebuie. Focul este mic, mic, mic. Așa, aici avem frișca noastră încălzită. Și acum o să punem ciocolată. Eu o pun întreagă, așa. Și o lăsăm aici să se topească. O dăm deoparte. Începe să se întărească, ia uitați. Vedeți? Așa, și amestecăm, este aproape gata. În loc de fistic puteți pune și nuci, și amigdale, și alune, dacă doriți. Așa. În frigider am un bol pus la rece și o să facem frișca, o să o batem. Mulțumesc, Vighe! Sper că se înțelege. Pentru orice nelumurire îmi lăsați mesaj în comentarii. Și amestecăm, este aproape gata, gata. Începe să se îngroașe, ia uitați. Vedeți? Așa. Mai amestecăm puțin. Eu am să îmi pun aici, am să pun un cuțitaj. Eu tot timpul pun un cuțitaj de desubt în pom fierbinte. Așa am făcut dintotdeauna. Încă puțin, încă puțin, puțin. Și după aceea batem frișca. Ba, frișca o puneți cât treptat, treptat în crema de fistic, după ce este răcită. Cât este nevoie. Și dacă rămâne, puteți decora cu frișca. Sau vă faceți o salată de fructe și puneți moțuri de frișcă pe deasupra. Amestecăm așa bine. Vedeți, încă mai trebuie. Trebuie să fie groasă. Așa, și-o mai lăsăm puțin.
Începe să se facă încet, încet. Încă puțin și este gata. Trebuie să avem răbdare, răbdare, răbdare. Că dacă ne grăbim, stricăm totul. Așa. Încă puțin. Ia uitați, începe să se topească și ciocolata. Și amestecăm. O mai lăsăm puțin. Așa. Încă nu este gata. O lăsăm să se topească bine, bine, bine. Aici am să-mi pregătesc puțină apă cu puțin zahăr. Să facem siropul. Vedeți? Din ce în ce e mai groasă. Și amestecăm mereu. Așa, ia uitați. Așa, și o mai lăsăm puțin pe foc. Așa, am să pun puțin zahăr aici. Crostata are circa 10 minute la cuptor. Așa, ia, uitați, vedeți? Începe să se facă încet, încet. Așa. O mai lăsăm încă puțin. Eu siropul pun în apă cu zahăr și cu esență și gust. Și dacă mai e nevoie de zahăr, mai adaug. Dacă nu, deci gustați. Ia să vedem, ia uitați. Mi se pare că s-a făcut pentru că este foarte sus. 10 minute a durat. Așa, ia să o pun așa aici. Și crema cred că este gata. Ia uitați. Vedeți cum s-a făcut? Așa. Închidem. Și o să o punem aici în vasul nostru. Așa, să se răcească. Acum o să punem deasupra folie transparentă și o lăsăm să se răcească. Lăsăm și blatul, batem frișca și cât se... Atingem, atingem așa crema. Foaia. Așa. Și o dăm deoparte. Aici avem apa noastră cu zahăr. Și puteți adăuga și și esență de rom, esență de vanilie, de lămâie. Sau puteți fierbe coaja de lămâie, o lămâie biologică, în apă, o lăsați să se răcească și adăugați zahărul și să vedeți ce sirop bun faceți. Ia să vedem și ciocolata noastră. Vedeți că s-a topit.
Și o amestecăm așa bine, 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 bine. Cu frișca. Ia uitați, vedeți? Așa. Dăm deoparte și siropul și ciocolata și acum să batem frișca. Am ținut la frigider un vas și am să pun aici, am circa 400 de frișcă, dar eu o să folosesc mai puțină la cremă. Am să o adaug treptat, treptat. Așa. Și să batem frișca încet, încet. Am bătut frișca și acum am să o dau la frigider și lăsăm să se răcească blatul, să încercăm să-l scoatem din formă, lăsăm să se răcească acum și crema. Se desprinde. Așa. Vedeți? Așa a venit blatul. Și aici, în interior, o să punem, o să-l însiropăm, o să punem ciocolata noastră și după aceea cremă. Vedeți? Așa. Și lăsăm să se răcească. Să punem blatul pe această farfurie. Vedeți cum a ieșit blatul? Așa. Și îl punem așa aici. Și aici o să facem tortul nostru. Aici avem siropul. Deci apă, zahăr și cu arome, cu ce arome doriți. Așa. Aici avem frișcă cu ciocolată, deci am făcut un fel de ganaș, ganaș de ciocolată. Vedeți? Așa lichid. Și dacă îl batem o să se... Dar eu astăzi îl pun așa direct pe blat. Și acum o să umezim blatul cu siropul nostru. Și o să pun așa mai întâi pe margine. Așa. Îl însiropăm bine și după aceea îl umplem. Doriți să-l faceți în straturi, faceți într-o tavă de 18 și iese mai micuț și mai înalt și îl puteți tăia în 3. Acesta este blat umed care se face repede, repede, repede. Eu și însiropez puțin, că este foarte bun însiropat. Așa. Încercăm așa cu degețelul să vedem dacă s-a însiropat bine. Punem și pe margine. Marginea trebuie să fie însiropată bine aici. Și să-l însiropați bine.
Și acum să luăm apa. Acum vom pune ganajul nostru, deci ciocolata cu frișcă, peste. Amestecăm așa bine. Așa. Și acum o să punem crema de fistic. Aici avem frișcă. Amestecăm așa puțin. O să vedem cum a venit. E bună. Și acum adăugăm puțină frișcă. Punem frișcă aici, peste crema noastră și amestecăm. Să dau frișcă, nu pun mai multă. Așa. Și amestec bine, bine și pun crema în interior. Și apoi îl lăsăm până mâine acest tortuleț. Așa. Dacă vă place fisticul, vă puteți face acest tortuleț. Și acum decorăm cu fistic.
Și-l lăsăm până mâine. Și mâine poate fi servit. Mâine vă arăt și cum îl tai. Așa. Punem pistic așa pe unde dorim sau putem presura pur și simplu deasupra. Eu de la soarele acesta nu văd aproape nimic. Îmi vine direct în ochi. Așa. Și atât. Și acesta este tortulețul. Acum am să-l dau la frigider și mâine îl tăiem. Tort cu fistic, un deliciu. Așa, mâine o să-l tăiem. Am să vă arăt și cum arată. Am acest soare care mă orbește. Nu văd nimic în cameră. Vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate. Și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături astăzi. Și că mă urmăriți. Și că distribuiți. Vă pup dulce și ne vedem și mâine. Mâine să vă arăt toate preparatele. Vă pup. O seară frumoasă în continuare. Multă sănătate vă doresc. La revedere, pupici! Mii de pupici, pupici, pupici și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă, pupici!